Liberalii și-au schimbat oficial decizia din partid și vor negocia cu PSD pentru viitorul guvern. Surse politice spun pentru Digi24 că a fost necesar ca votul să fie reluat de 3 ori, pentru că unii participanți se cam sfiau să ridice mâna ca să-și exprime votul. Secretarul general, de exemplu, Dan Vâlceanu, avea mandat să voteze ca partidul să negocieze cu USR, așa că s-a prevalat de faptul că el numără opțiunile colegilor și nu a mai votat deloc. Alături de mine, colegul meu Florin Negruțiu, ca de fiecare dată la această oră. Florin, salut! Mulțumesc tare mult că ai venit. Hai să, înainte să începem discuția noastră, să vedem un moment de acum câteva luni. De dragul contextului, de fapt nu știu dacă sunt luni, e vorba de săptămâni, cred că, 2 luni, cam așa, cu Florin Cîțu. Cât sunt eu președinte al Partidului Național Liberal, nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic, care a făcut rău românilor. Îl ținem în opoziție acum, dar și după 2024. Și totuși schimbare de ton. Florin, lucrurile sunt pe făgașul ales deja de ceva timp. Liberalii și-au schimbat oficial decizia și o să ne uităm imediat la câteva momente cheie din întâlnirea de ieri. Hai să vedem ce înseamnă de fapt decizia asta oficializată. Păi asta e. S-a oficializat o decizie care a fost luată cu mult timp înainte. De când vorbim despre decizia președintelui Iohannis de a înlocui USR cu PSD la guvernare? Cred că se face o lună și jumătate. Uh-huh. De când tot dondănim noi aici despre planul ăsta al lui Klaus Iohannis. Ieri s-a oficializat, s-a formalizat, da, aducerea PSD-ului la guvernare. Deci iată că domnul președinte se confirmă, iată oficial, că domnul președinte Klaus Iohannis mai dă PSD-ului o șansă. A câta, cred că ultima șansă, pentru că deja ce poți să mai faci? Nu mai are timp să mai dea șansă domnul președinte Klaus Iohannis. Acum, eu cred că era mult mai cinstit ca domnul președinte Klaus Iohannis chiar să candideze pentru PSD de vreme ce le-a dat atâtea șanse. Sigur, nu l-ar mai fi votat nimeni, pentru că domnul Klaus Iohannis a venit la președinție pe un masiv vot anti-PSD și anti-Ponta. Nu l-a votat lumea pe domnul Klaus Iohannis pentru că era falnic și fălos și de la Sibiu. Nu. Unii l-au votat și pentru asta. Dar majoritatea oamenilor l-au votat și l-au trimis la Cotroceni pentru că se poziționase clar anti-PSD. Uite o fotografie relevantă pentru ziua de ieri, pentru orele acestea, modul în care s-au împărțit voturile în țară în ceea ce privește liberalii și modul în care au ales să se raporteze la această negociere, o hartă pe care colegii mei au realizat-o în funcție de organizații, cine și ce anume și-a dorit în votul de aseară. Cam așa arată harta asta, roșie, Florin dă un capăt la celălalt. Vai, cum arată harta asta roșie. Câteva județe verzi, previzibil, probabil, Harghita, Covasna, verzi au rămas și verzi au fost tot timpul, în ceea ce privește cel puțin opțiunea UDMR acolo, și cam asta e. Da, 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 și cred că se va înroși și mai mult pe măsură ce va trece timpul. Gândește cum va arăta această guvernare care are președintele, are guvernul, are majoritatea în Parlament, iar opoziția va fi foarte, foarte firavă în perioada următoare, nu că n-ar fi nevoie de opoziție în România. Dar noi am mai spus lucrul ăsta aici. PNL e drept că și-a trădat electoratul. Da, mulți oameni sunt dezamăgiți de opțiunea PNL, dar PNL nu și-a trădat adevărata sa natură. După 2000 îndeoseb, PNL s-a comportat ca fratele mai mic al PSD. Fie că și-au susținut guvernele, fie că au guvernat împreună pe față, iar lucrul ăsta s-a întâmplat și aseară. 2/3 dintre liderii liberali au votat pentru PSD. 2/3. 1/3 a votat împotriva PSD-ului, colaborării cu PSD-ului, dar majoritatea, larga majoritate a liberalilor, reflectă faptul că acest partid se simte, s-a simțit, se simte și se va simți bine alături de PSD. Și în toată combinația asta să știi că PSD este partidul cel mare. Și la guvernare, PSD-ul va fi vioara întâi a guvernării, nu PNL-ul. Chiar dacă va da premierul, PNL-ul va fi acolo un fel de proptea a PSD-ului. Constatăm că fără să avem alegeri anticipate, PSD-ul s-a întors la guvernare printr-o decizie a lui Klaus Iohannis. Și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Chiar sunt curios cum va ieși președintele să anunțe pactul cu PSD, dacă va ieși, dacă va considera oportun să iasă, sau dacă va face cum a făcut, țin minte, când
a demis-o pe doamna Kövesi și a trimis purtătorul de cuvânt să dea această veste. E drept că acum nu mai are purtător de cuvânt și nici consilier nu cred că mai are. Despre sfioși din partid, Zorin, și despre până la sentimentul de rușine pe care înțelegem din diferite surse politice, unii dintre cei care au votat aseară l-au avut, s-a votat de 3 ori până a ieșit așa cum s-a dorit. Ce s-a întâmplat de fapt în această ședință e că, de exemplu, Dan Vâlceanu avea mandat de la județ să voteze pentru o apropiere mai degrabă de USR, deci să voteze împotriva acestei apropieri de PSD, doar că el s-a prevalat de faptul că e cel care va număra opțiunile, va număra voturile, așa că n-a mai votat nici așa, nici așa. E doar unul dintre exemple. Deci el avea mandat să voteze pentru aceste negocieri. Apoi rezultatul votului a fost numărat de 3 ori, pentru că mulți dintre liberali au evitat pur și simplu să ridice mâna. Da, le-a fost rușine, dar cu rușinea mor de foame, spune o veche vorbă românească. Eu cred că la un moment dat liberalilor le-a fost frică în lunile astea și m-am tot gândit de ce i-au chemat pe cei de la PSD să-i ajute, să-i salveze. Iată că PSD-ul vine să salveze guvernarea, să salveze Partidul Național Liberal și să-l salveze pe domnul Klaus Iohannis. Cred că la un moment dat au fost cuprinși așa de melancolie, văzând puhoiul de bani care vine spre România. Uh-huh. Care va să zic că avem 30 de miliarde din PNRR. Avem 10 miliarde din Angel Salini. Avem încă 10 de miliarde din fondurile structurale. Atâta bănet, înseamnă muncă și înseamnă muncă fizică, nu? Să muți banii, să... Cu cine să faci această operațiune? Cu pirpilii, cu famelicii de la USR, cu hipsterii ăia? Nu. Atunci s-au uitat în jur și au chemat oamenii care au și skillurile și know-how-ul și experiența de a gestiona volume mari de bani. Deci, în consecință, PSD a fost opțiunea firească pentru PNL, pentru gestionarea acestor 10 de miliarde de euro care vor veni în România în perioada următoare. Restul este doar o poveste de a dormi copii. Modificarea Constituției, majoritatea constituțională, Hodorom Tronc, s-au trezit acum să găsească o justificare mai înaltă pentru această alianță. De fapt, miza alianței PNL-PSD sau PSD-PNL o reprezintă banii și nimic mai mult. Vor fi bani foarte, foarte mulți de gestionat în perioada următoare și ăsta a fost principalul motiv pentru care PSD în unanimitate a decis să vină la guvernare într-o perioadă foarte complicată, de criză. Altminteri ar fi stat liniștiți în opoziție, ar fi așteptat ca PNL să se erodeze, dar mirosul banilor a fost irezistibil pentru PSD. Aș mai adăuga la momentul de aseară și faptul că Emil Boc, o primă față, cum se spune, a partidului, a lipsit de la această întâlnire. Și a trimis o scrisoare. Votul a fost pentru asocierea cu PSD la guvern. Vor avea întâlniri începând de astăzi în ceea ce privește modul în care se împart funcțiile în guvern, cine dă premierul, de câte ori se rotesc și cum se rotesc. Aici va fi vreo miză în modul în care se împart portofoliile în executiv pentru cele două partide? Da, este o miză, pentru că PSD-ul, în virtutea faptului că este partidul mai mare, mai stabil pe picioare și care are foamea mai mare și motivația prin urmare, va dori să ocupe pozițiile de forță, de cheie, în gestionarea banilor. Vor dori Ministerul Finanțelor, în primul rând, poate nu Justiția, că acolo e cu bătaie de cap. Dar Ministerul Finanțelor este important, Ministerul Transporturilor, prin care se vor derula miliarde de euro din bani europeni. Poate vor cere Ministerul Fondurilor Europene, dar nu știu dacă vor primi, pentru că este Ministerul Fanion în perioada asta. În general, vor încerca să-și impună oamenii în acele poziții, de sus până jos. Gândește-te că alianța asta nu se face doar la București. Toate alianțele vor trebui reconfigurate la nivel local. Și asta nu înseamnă doar prefect, înseamnă tot. Deconcentrate, directori, șef de instituții publice și așa mai departe. Asta va dura luni de zile, pentru că noi mai avem experiența unei guvernări între stânga și dreapta, între PD și PSD. Țin minte, domnul Boc era colegul de cabinet al lui Liviu Dragnea.
Nu? Puțină lume își amintește lucrul ăsta. De asta spun, s-au întors la matcă, au refăcut partidul, acum să le urăm succes și chiar să vedem că iese ceva din stabilitatea asta politică pe care o va avea România pe perioada următoare. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru comentariul tău. O decizie importantă în așteptare astăzi și din partea